dragă, Ion Pântilegi, vă dorim ca să veniți acasă. Cum a spus, cum spune toată lumea, noi vă așteptăm, noi tare vă iubim, vă iubim ca omul nostru, ca de la pământ. Și vreau să vă doresc tare multă sănătate, fericire și încă un sac mare de proze și de piese. Eu când veneam azi la concert, la serata asta frumoasă a marelui nostru scriitor, mă gândeam, Doamne, să pot eu așa cânta cum ne cântă plaiul Ion Druță. Îl întâlnesc pe Grigore Vieru și mă întreabă, ce ai scânta azi? Zic, am ales o romanță al marelui nostru Eminescu, pe lângă Plopii fără soț. Și dumnealui mi-a spus un gând, mi-a spus, dar știi că Ion Druță e un plop mare, frumos al nostru, fără soț. Și foarte frumos a spus marele Eminescu, o lume toată înțelegea, dar cineva nu l-a înțeles. Noi vă înțelegem, vă iubim și vă așteptăm. Hai să-l invităm pe Andruță. Fac eu o călătorie în Moldova cu dânsul, înțelegi, să vadă atitudinea, puterea, înțelegi, când... Deci că nu l-a adunat, eu l-am sunat, el a venit. Și în 73 noi am pornit-o de la Chișinău, Strășeni, Nisporeni, Mungheni, Fălești, Bălți, Sânzirei, înapoi, 3 zile. Da. Atunci am pornit-o așa discuții mai deschis de fiecare dată când... Dar încă o dată, Druță e unicul care nu-i bănuit că el era de partea luptării sau luptării. El era de partea poporului. E unicul persoană care a menținut această opinie, știi? Toate campaniile electorale, știți, erau, semnau, colectiv, ce n-au. Druță nicăieri nu. El vorbea în numele propriu, dar în interesul poporului, înțelegi, deși ea nu a fost bănuit niciodată, înțelegi, că băi, uite, cu aici l-am putea de vorbit. Da. Dumnezeu să ierte. Cu ce m-aș fi ocupat dacă n-ar fi scris-o? Cred că aș fi fost un foarte bun gospodar. Cred că aș fi fost un foarte bun tâmplar, mi-a plăcut tâmplăria. Scrisul nu este neamă, este o catorgă, dacă vrei să știi scrisul. Nu este deloc o mare fericire în viața unui om. Uneori care eu aș zice este un blestem scrisul ăsta. Dar nu s-a întâmplat să fie altfel. De obicei, mai toți scriitorii, înainte de a veni scriitori, au încercat mai multe profesii. Erau și călători, și ziariști, și prăjitori, și meseriași. Și până la urmă, din toate cele, se alegea una singură. El se așeza și începea să scrie. Că deseori nu mai vroiam să scriu. Se întâmpla, nu ca scris în genere, dar pentru anumite categorii de oameni, iar cum se întâmplă de sol, uite, pentru populația asta, pentru mediul ăsta, e mai mult mai greu să scriu. Asta a fost foarte deseori și deseori îmi rămâne, da, asta este.
Nu pentru că, să zicem, aș fi obișnuit că de ce nu vine cu o floricică în fața casei mele sau nu vine cu un trombonist acolo. Nu, asta nu m-am interesat niciodată. Dar dacă Samin și nu răsare nimic, și încă într-un an te duci iar Samin, lucrezi pământul acela, Samin și nu răsare nimic, și al treilea an te duci iar ar și Samin și pui sămânță cu mâna ta, și o așez, și o uz la vreme, și soarce, și nu răsare nimic, nu mai buruiană, atunci spune, domnule, gata, eu nu vreau să desc aici nimic. Natural. Eu îl cunosc de mult și m-am mirat forța, verticalitatea când a ieșit în scenă acum la filarmonică și a început să vorbească și parcă am întinerit și eu împreună cu dumnealui. Așa că felicitările mele pentru această formă. Ce vreau să spun? Druță! El face parte din miracolul de Basarabeni. În fond, el nu trebuia să existe. Cum e un miracol apariția lui Alexei Matievici, cu limba noastră. El nu trebuia să existe. El venea dintr-o gubernie rusească despre care deputații moldoveni, boieri moldoveni în Dumă, când s-a ridicat un deputat rus din Basarabia și a început să le spună tuturor deputaților că-i prăpăd, că nu există o școală de limbă moldovenească în acest teritoriu, că trebuie să facem ceva și toți deputații moldoveni boierii i-au sărit în cap și au spus să plece de la tribună. Ei sunt fericiți că au posibilitatea să vorbească în limba rusă și nu le trebuie lor limba moldovenească. Și în asemenea situații, din asemenea teritoriu, apare Alexei Matievici cu cel mai frumos imn închinat limbii române. Nu e un miracol? Unde apare Druță? Druță apare pe fondul lui Cana, Ion Cana, pe fondul la 19 Mămălici, pe fondul lui Putkovetski, lui Leonid Barski, lui Leonid Corneanu, cu o dramaturgie în care pe scena Teatrul nostru Național se spunea, băi, tu numai să nu dai la sproapă. Iată la ce porcărie se ajunsese. Și pe fondul acesta, la un moment dat, apare Druță. E clar că el nu trebuia să apară, nu trebuia să existe. El n-a fost planificat de puterea sovietică, care, după cum se știe, planifica totul. Ce se întâmplă mai departe? Mai departe se întâmplă când noi ne-am bucurat, că l-avem. Dar când s-a dus, când a plecat puterea sovietică, am ajuns că nu știm ce să facem cu Druță. Anul trecut eram la Biblioteca Națională, ne-am adunat să vorbim despre Druță, în Polopi. Dom'le, și mulți vorbitori vorbeau, dar de ce avem noi nevoie de Druță? Eu am rămas uimit. Și vreau să trag niște concluzii. Eu aș spune așa, că iată ne-am adunat, desigur că trebuie să-l omagiem, dacă e posibil un pahar de apă. Trebuie să-l omagiem, pentru că merită din plin. Dar eu aș spune că Druță nu trebuie nici ridicat în slăb, dar nici culit. Druță trebuie studiat. Așa cum e studiat un meteorit din metale prețioase care a venit din adâncurile Universului. El este un cadou trimis de prone cerească. Druță
Ionuță. A pățit-o ca Mihail Sadoveanu. Asta e, din păcate, ați vorbit și cu mine, mâine nu vă stă. A pățit-o ca Mihail Sadoveanu. Noi știm foarte ușor să ridicăm și foarte ușor să dăm jos. E o tradiție la noi. A pățit-o ca Mihail Sadoveanu, un scriitor uriaș român, dar care nu îi se iartă că a scris Mitre Cocor, ba îi se mai împută că a fost semănătorist și alte păcate. Deci, avem totdeauna argumente de ce trebuie să-l dăm jos pe cineva. Și totuși, dintre Sadoveanu și Druță există o deosebire. Druță, în plină URSS, n-a scris Mitrea Cocor. Da, o fi având alte păcate, dar nu acesta. N-a făcut lucrul ăsta. Drept că Druță a avut o leacă de noroc. În primul rând, a început să scrie după moartea tiranului din Kremlin, când s-a pornit un fel de dezgheț. Și al doilea motiv a fost că atunci, când Druță s-a văzut încolțit de dulării staliniști rămași până azi chiar de ploaierele noastre neolitice, s-a refugiat la Moscova. S-a doveam în aputunii. Druță a avut unde. S-a refugiat la Moscova. Și acolo, după cum se știe, există cel puțin două Moscove. Asta eu am simțit-o pe pielea mea. Este o Moscovă sovietică, agresivă, care ne l-a trimis pe Boiu. Și este o Moscovă a inteligenției ruse, care are alte criterii. Se bazează pe marea cultură rusă. Și această Moscovă l-a luat sub aripa sa pe Druță. Deși a avut și acolo probleme și după câte știu, le mai are și azi. Ăsta e paradoxul unui mare imperii. Găsește în el de toate. Când la noi, suntem micitei, n-avem de toate. Andrei Parșiupan a fost un caz foarte rar. El vrea să intre la universitate, dar eu nu puteam intra pentru că eu am 7 clase primare române făcute, dar cele 7 clase române sunt cam cât 5 clase de este ca program. Așa că mai era mult până la atestatul cel de maturitate. Și el era una Agripina Nichitișna, Crăciun, Zam, Prețovmina. Și, da, ei îi plăcea grozav povestioarele mele. El le citea în țăranul sovietic și ei sună Lupan, zice, Andrei Pavlovich, tot Druță ăsta, dar știi că zice așa, scrie și așa. Și Lupan zice, Agripina, și uite, dumneata să mă că-ți place, dar uite, hai să-l ajutăm pe băiatul ăsta că el va zic că să-l pune la universitate, dar ce, că ai problema, zice, el n-are atestat, da. Zice, prietenul meu e director la 30 mai Rusca școală din Chișinău. Și eu le organizez să vină într-o zi și stăi de vor să vadă că nu e un prost la urma urmei, ce îi trebuie lui chimie, ceilalte, și îi pun acolo cât un trei și period la universitate. Și mă cheamă Lupan și uite, mâine la ora 10 dimineață, duminică, la 30 mai școală, să adună vezi pe soviet, vă glavez directorul școlă, și te duci, stai acolo, puțin cu dânsul de vorbă și îți dau atestatul celor și intri la universitate și nicio problemă. Înțeleg bine. Dar eu trăiam acolo, pe Cotovscă, în subsolul celălalt, mă scoliu dimineața, aduc eu, nu știu, iau masă, mă mai plimb. Și pe urmă, de ce-mi trebuie mie toată chestia asta? Știi, eu multe trăsături le-am moștenit de la tatăl meu. Tatăl meu niciodată n-a fost lacom. Și atunci când era cazul de un chilipir bun, el se gândea și mai bine renunța la dânsul. Ce-mi trebuie chestia asta? Și eu m-am plimbat și m-am gândit așa, în genere, dacă le place lor ce scriu eu, n-au decât să citească. Dar ce-mi trebuie mie un document, ca ei pe urmă toată vrem să spui, a, dar ți-ai minte că noi totuși s-am dat documentul acela, dar el, ha, da. Nu, eu mai bine fiu independent și liber cu cele 7 clase ale mele românești de atunci, care am rămas și până în ziua de azi și nu m-am dus.
Ei, pe urmă, ei s-au supărat, școala, nu știu. Să ptiți. Așa-i mă. Am montat de 3 ori păsările tinereții noastre. Prima dată la Malăi Teatru, pe urmă în Estonia și pe urmă la televiziunea centrală din Moscova, varianta filmată. Am montat de 3 ori Sfânta Sfintelor la Teatru Armati, pe urmă la radio și pe urmă la televiziunea centrală, varianta filmată. Niciuna din piesele lui Ion Druță n-a fost jucată în premieră la Baștină. Repet, niciuna n-a fost montată mai întâi la Chișinău. Художественный фонд спрашивает, родина это артель, колхоз или организация какая? При чем здесь артель, при чем здесь колхоз? Родина это организация. И передайте им, что ради этой организации во Второй мировой войне 20 с лишним миллионов сложили свои головы. Eu cred că aceste conflicte, aceste neînțelegeri dintre Druță și puterea sovietică, ca să zic așa, au fost accidentale. Pentru că Druță n-avea nimic împotriva puterii sovietice. Citiți Casa Mare. Читить пасыры тинереции. Вокруг Ион Пантелеича началась разворачиваться какая-то неописуемая борьба. Для того, чтобы получить разрешение на пьесу, надо было пройти очень много инстанций. И одна инстанция была обкомовская. И я никак не мог понять, тогда был там начальник отдела культуры обкома партии или инструктор, не знаю, какой-то из партийных функционеров, который сказал, как вы можете ставить пьесу Друца, ведь он румынский шпион. И все, значит, совершенно говорят, как румынский шпион? Он печатается в Москве, он живет, член Союза писателей. Как бы. Нет, он румынский шпион. Его путь – человеческая личность на сцене. Именно этот путь в большей степени отвергнут сегодняшним театром. И именно этот путь сохранил Ион Друца. Он всегда обращается к самым переломным личностям истории России, чаще всего России, конечно, Молдавии и я бы сказал, человечества. По кинематографии, а просто кейс интересный. Отунча, принаймне, через свачал семинари де драматурж, кинодраматурж. Lupan ținea foarte mult la Leonid Corneanu, care era un om deștept, cult, așa, dar scria iurele, era un scriitor așa, foarte de... Și m-a trimis odată la seminar pe mine împreună cu Corneanu. Și mergem noi cu dânsul, venim cu trenul acolo și chiar într-o cameră ne-au pus acolo la Bolșova și era conducătorul grupului nostru de scenariști, un din Leningrad. Dar eu la chestia asta mă uitam așa, aiurea, am scris și eu acolo, un prezident de colcol, se ducea, am ducea acolo, se termină seminarul și Corneanu vine într-o zi acolo în cameră și zice, știi mă, Ioane, că conducătorul ăsta nostru de Leningrad a scris o depeșă, o scrisoare foarte negativă la compunerea ta. Că pur și simplu este o bătaie de joc și este lipsit de orice har și este pur și simplu o haltură elementară. Dar era haltură, într-adevăr, pentru că mă, ce îmi trebuia în chestia asta? M-a trimis Lupan, mă rog. Și atunci eu m-am așezat și am scris într-o seară, că rămânea numai o zi, am scris Gusionov, Bobocul, este novela aceea, unde îi dă unul, altul îi dă altul, și am scris-o și le-am dat-o. Dar și eu spus, secretar, ce? Da, уже все закрыто, семинар закончен. Eu scrie acum și am lăsat-o acolo. Acela de la Leningrad a citit chestia aceea
Și și-a schimbat total părerea, a scris foarte pozitiv, dar îți dau bilet, trebuia să pleci cu trenul, să întoarcă, îți dau bilet, ia stanță și una, două dnia, îi zăt omul meu răscasă. Pentru că nu știa și tu, ești talentului răscas, ești ești adărionul человек, și să etim надо special nu se animați. Ultima lună de toamnă, cred că este un film de care, prin mesajul său, prin marea artă cu care aduce pe ecran spiritualitatea poporului nostru, este un film de mare succes. Dacă nu sunt niciun fel de întrebări, atunci rămâne să ne mulțumim unul altuia pentru această întâlnire și... Bine, domnul Dăbijan Pașisel, că vrea două minute să spună ceva de ce are vreo întrebare? Întrebare și mă dăbijan. Răspuns. 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 Întrebare cu răspuns, da? Da. Poftim, maestru. Eu aș vrea să vorbesc din partea opoziției. Ion Drăguț nu este cel mai mare prozator al poporului din Republica Moldova de astăzi, cum se afirmă. Ion Drăguț este unul dintre cei mai mari scriitori ai poporului român din toate timpurile. El trebuie așezat în acest context, a vorbit domnul Ion Greanu, în contextul Preda, în contextul Rebreanu, Sadoveanu. Deci literatura română, fără Ion Drăguț, este incompletă. Iată, academia noastră ar trebui să se îngrijească de acest lucru. De ce? Pentru că cu vreo mai mulți ani în urmă discutam cu un coleg scriitor și îl întreb, ce faci? Demitizez. La ce demitizez? Păi la noi totul trebuie demitizat. Literatura, credința, istoria. Și spune ajuns, la Ion Drăguț. Au trecut de atunci 25 de ani. Mă întâlnesc cu colegul scriitor, zic, ce mai faci? Păi demitizez. Tot la Ion Drăguț. Deci, sunt unii, dragă Ion Drăguță, care demitizează de 25 de ani pe Ion Drăguță și au uitat să scrie opera. Iată ce înseamnă un Ion Drăguță într-o literatură. La noi există un cerc, ca să zic așa, vicios al ignorantului. Vorbesc cu cineva. Îți place Ion Drăguță? Nu. L-ai citit? Nu. Dar de ce nu l-ai citit? Nu l-am citit pentru că nu-mi place. Deci este un cerc vicios și dumneavoastră ați intrat în acest cerc vicios. Trebuie să spun deci, că retrăiesc grozav, nopți întregi nu dorm. Da. Nu știu dacă nu dormiți nopți întregi, dar am discutat cu dumneavoastră când ne-am dus împreună la Vatican și erați supărat de unii confranți de condei care v-au mai pișcat pe aici, pe acolo. Și eu v-am spus o frază. Domnul Ion Drăguță, dumneavoastră nu vă dați seama de valoarea lui Ion Drăguță dacă vă supărați. Sunteți prea mari ca să vă supărați. Deci opera dumneavoastră, ea își face lucrarea ei, ca să zic așa. Ea merge înainte, chiar aceste volume. Eu de ce am ținut totuși să vorbesc? Pentru că sunt niște confrații ai niște condei care au auzit cum? Cu câteva săptămâni în urmă, la 31 august, când s-au împlinit 25 de ani de la decretarea limbii române de stat a Republica noastră, un scriitor de vârsta dumneavoastră a spus, Ion Drăguț a fost împotriva alfabetului latin. Dumneavoastră care ați vorbit în 65, s-a spus despre alfabetul latin, dumneavoastră care ați vorbit la unii scriitorilor despre revista Glasul, deci dumneavoastră noi am obținut alfabetul latin și limba română datorită dumneavoastră. Noi am învins atunci pentru că erați cu noi. Și acum câte cineva vine și încearcă să mute niște lucruri. Sigur că vi s-a atribuit următoarea frază, că nu importă vasul, importă conținutul. Suntem mai noștri, această frază aparține lui Vasilache. El a spus la radio și radio o dată de 30 de ori sau de 50 de ori. Dar voi este atribuit de dumneavoastră. De ce? Pentru că sunteți cel care sunteți. Și vreau să spun și următorul lucru. La noi se afirmă că mișcarea de liberare națională a început în 1989 cu niște oameni concreți care nu știu de unde au apărut. Părerea mea este că mișcarea de liberare națională a apărut la 4 septembrie 1986. Când dumneavoastră, în literatura și arta, ați publicat Toaia cu păscării. A fost prima novelă despre deportări în posta URSS. Înaintea lui copii Arbatului de Rbacov, înaintea lui Iosif Gerasimov, bătaie în ușă, a venit Drăguț. Și eu mi-aduc aminte, a fost atunci la zi literaturii sovietice, la Tashkent, m-am dus cu literatura și arta. Erau redactorii șefi ai publicațiilor literare din Republicile Baltice. Și când ne-am arătat că la noi s-a publicat o novelă despre deportați, ei erau
surprinși și îi spuneau, au lăsat-i pas volenă. Atunci a fost biroul Comitetului Central. La biroul Comitetului Central, eu am spus următorul lucru. Fiecare popor care se respectă are un scriitor care îi se permite să spună ceea ce altora nu se permite. Și Ion Druță este acel scriitor. Cum s-a întâmplat lucrul ăsta? De ce, odată cu plecarea lui Druță în neființă, au fost declanșate aceste discuții? De ce un scriitor de talia lui Druță n-a putut să-i împace pe toți? În primul rând, aș vrea să spun următoarele. Sunt absolut stupefiat de ceea ce am aflat de la colegul Țurcanu, Andrei, când media, în internet, în presa electronică, s-a declanșat această campanie și această ură și această atitudine critică față de un om de mare talent, de mare operă, de mare valoare în istoria neamului nostru. De ce spun așa? Pentru că eu acum am pierdut vederea și nu mai pot urmări să citi în internet ce se întâmplă. Și când am aflat chiar acum câteva clipe înainte de această emisiune despre ceea ce se întâmplă în presa electronică, în internet, am fost pur și simplu siderat, întristat și înveninat chiar. Este o trăsătură urâtă, scârboasă a neamului nostru sau a unei părți din neamul nostru care să-și reducă, să-și atace, să-și ignore, să-și distrugă valorile cele mari. Ăsta am remarcat și alți oameni psihologici despre neamul nostru. Neamul nostru are o slăbiciune, are multe calități, dar și are și o slăbiciune. Când am sărbătorit noi 300 de ani al lui Miron Costin, care a fost asasinat, și eu am ținut un cuvânt și înainte de a mă documenta, am studiat istorie multă și mi-am spus de ce și-a pierdut capul Miron Costin. Din cauza fratelui său. Din cauza fratelui. Și-am emis-o drept. Măi, cine ți-a scos ochii așa de adânc? Zice, fratele meu. Dar de ce așa de adânc? Pentru că ți-a scos ochii, frate, el s-o scoate mai mult. Deci este ceva ireparabil și... Dar există și o explicație. Povestea e lungă, de la Cain și Abel povestea ține cu frații. Acum, ca să revin la ceea ce a vorbit domnul Andrei Țurcanu, eu consider așa, iată am aici o carte care se numește Eropenitatea romanului românesc, în care figurează 52 de romane românești din ambele zone ale românilor și de dincolo de Prut și de aici, și Druță este trecut cu povara bunătății noastre. Și titulatura pe care autorul sau denumirea pe care i-o dă Ion Simuț spune așa, Cântarea Basarabiei. Cântarea Basarabiei spune totul. Chiar dacă este o paralelă cu Cântarea României a lui Rousseau, Cântarea Basarabiei este pentru că eu consider că Druță este cel mai indicat, numit rapsod al Basarabiei, al pământului Basarabiei, așa cum l-a văzut el și așa cum este în mare parte. Cântarea, rapsodul Basarabiei. Acum să vedeți, dumneavoastră, de ce a apărut aceste critici. Pentru că în ultima lui carte, care a apărut recent la Moscova, nu, la Academia Română, Daciada, el se oprește la originea dacică a românilor. Deci merge la surse, la origine și vede cum a fost acest neam, pe ce bază s-a născut. Și are un personaj care îl numește Firea. Un personaj bizar, un personaj interesant. Mai încolo, dacă o să am ocazie, am să spun. Druță a mers cu o evoluție, cu
care o e foarte complicată. Druță nu este singurul poet sau scriitor din scriitorii lumii care a pactizat cu politicul și și-a compromis sau și-a diminuat opera. A pactizat cu diavolul. A fost mulți, inclusiv Creangă. Creangă a fost un mare moldovenist și mare naționalist. Una este opera scriitorului și asta alta este opțiune sau preferințele lui politice și nu trebuie să le încurcăm, da. Nu trebuie să confundăm cu da. Ele. Uite, asta este ideea care am vrut să o spun. Da, maestre, mergem mai departe, dar de dragul adevărului aș vrea să fac doar o precizare. Tot ce a apărut pe internet în zilele astea, nu cred că a fost o campanie. Cu atât mai mult o campanie de ură. Pur și simplu, cei care erau din tabăra pro-Druță au prezentat lucrurile astfel, încât să pară că ăștia care au obiecții față de, și inclusiv opera lui Druță, sunt cumva niște pigmei măcinați de un sentiment. Care nici nu cunosc opera, meschin. Nici n-au citit-o. Asta a fost precizarea, nu intru în polemică. Mă uit cât timp avem. Timpul curge mai repede decât presupuneam eu. Aș vrea să discutăm foarte pe scurt despre câteva momente importante pe care le-a traversat și Ion Druță. Congresul 3 și cuvântarea din Piața Mare a Adunării Naționale. Să vedem două fragmente mici de la Congres și din piață și revenim să le comentăm. Dar despre limba noastră vreau să spun că, în primul rând, sigur că noi continuăm să așteptăm, fiindcă altfel alta ce putem noi face, continuăm să așteptăm când în cel din urmă o să avem un alfabet latin care este atât de natural să corespundă limbii noastre. Eu, tovarășilor, sper, avem în sală oameni de la conducerea Republicii și eu cred că aceste aplaudismente nu o să fie lăsate pur și simplu pe seama bancurilor mele umoristice, dar o să fie luate ca o dorință a scriitorilor noștri, o să fie transmise și discutate în cele mai înalte foruri. Da, și acum revedem și cuvântarea din Piața Mare a Adunării Naționale. A nu fi stăpân în propria ta casă înseamnă, până la urmă, a fi dat afară din musafirii pe care i-ai făcut loc în casa ta. Niciun popor, zic eu, nu poate primi să fie dat afară din propria sa casă, dat afară din propria sa limbă, dat afară din matca străvechilor sale datini și obiceiuri. O să o spun din capul locului că, rostind aceste cuvinte grele, nu avem în vedere un anumit grup de oameni sau o anumită națiune care ar fi vrut cu tot din adinsul să le facă rău moldovenilor. Vorba e de un joc crunt al împrejurărilor istorice, care vine de aproape o jumătate de secol, oarecum de-a curmezișul intereselor noastre naționale. Totdeauna avem de la uzină, că lucram, avem abonament pe o lună de zile la spectacole la Mihai Eminescu. Vinem cu colectivul, vinem cu prietena, păsările tinereții noastre, Casa Mare, toate spectacolele le priveam. Mare dragoste ascultam. Eu nici nu mai ducem nicăieri de lângă radio, numai să ascult spectacolul. Foarte, foarte sufletești, foarte bine plăcut acesta. Foarte mari emoții, fiindcă au trecut 60 de ani când prima dată am fost la întâlnire cu dumneavoastră. Și asta este clasicul nostru.
Eu o văd prin prisma acelor eroi din satele noastre moldovenești, cu acele tradiții, cu acele trăiri, cu acele frământări a timpului pe care îl descria. Și undeva, da, fiind și eu de la țară, încercam să găsesc niște similitudini în undeva fiecare familie sau fiecare neam, cum spun eu noi, puteți să găsești câte un personaj sau câte o situație descrisă în romanele maestrului. Personalitate emblematică a neamului nostru și în genere a neamului românesc. Poate fi asemănat sau un paralel cu Paul Goma, amândoi desărați. Paul Goma în lume, Ion Druțu în lume. Opera lui rămâne ca o mărturie a istoriei neamului nostru. Inițial, autoritățile locale au refuzat montarea piesei lui Ion Druță, Casa Mare. Cu Teatrul Național avem o istorie destul de complicată, pentru că, după câte știți, Casa Mare la început a fost categorie respinsă la Chișinău. Mă rog, este o revoltă. În 1962, Casa Mare afirma dreptul omului de a-și iubi familia și dreptul de a avea o casă. Se întâmpla atunci când cei deportați se întorceau din Siberia, iar casele lor erau ocupate de alții. Ne vom aminti de Ion Druță. Ne exprimăm respectul și gratitudine pentru că a scris despre ce suntem și de ce suntem. Astăzi e o zi foarte grea. Totodată sentimentul că a plecat, dar și a venit. Pasat între noi un optimism, o speranță, fiindcă întotdeauna a vrut să întorc acasă. Cei care menține pulsațiile memoriei și imaginii celor care, iată, spunem, la timpul trecut că a fost omul Ion Druță. Eu am făcut disocierea în discursul meu, este omul și este opera. Dragă Bade Ioane, au mărmurit frunzele de dor și nu-și mai murmură
doinele străbune, nici șoaptele de nuc nu mai șoptesc, pască-i bine, Ioane. De aici înainte, prin steaua dumisale, putem vorbi despre un exemplu de luare aminte și de grave învățăminte. Este cazul rar și edificator al cumpenei dintre om și operă. Mai întâi omul, printr-un efort titanic, cu dăruire, cu îndârjire, dar și cu iubire de glia natală, și-a zidit și a construit opera. Apoi opera, cu aceeași îndârjire, perseverență, luptă cu sistemul, cu cenzura, simultan de fapt, și-a înălțat omul. Mai apoi omul, fiindcă erare humanum est, a alunecat faustian până aproape că să-și anuleze opera. Arta prin care ne-au inspirat rămâne. Arta adevărată e mai tare decât omul care a creat-o. Astăzi ne despărțim de o filă din acea epocă. Și cred că e timpul să privim cu maturitate trecutul. Cred că e timpul să ne învățăm a ne asuma trecutul, cu bune și cu rele. E timpul să ne asumăm fără patimă și fără încrâncenare, să-l analizăm liniștit și cu luciditate. Să ne bucurăm de ceea ce a fost frumos, înălțător și curajos în el. Și să învățăm din greșelile trecute și să nu le repetăm. Cred că viața omului Ion Druță este și ea o lecție pentru cei care mai suferă de nostalgii după chimerele trecutului. E un exemplu de ce se întâmplă cu un artist care se încrede într-un imperiu și care rămâne captiv și servește unui regim totalitar. E un exemplu de ce se poate întâmpla cu un artist care a fost capabil de curaj și în ce se poate transforma gândirea liberă atunci când se lasă sedusă de promisiuni imperiale. Să recunoaștem meritele și șansele pe care le-am avut prin creația lui Ion Druță și prin atitudinile curajoase în anii 90, în anii 60, dar să luăm aminte la ce ni se poate întâmpla dacă ne lăsăm măguliți, alimentați și orbiți de promisiunile imperiale. Să nu cedăm, să nu ne lăsăm prinși în capcană, să ne ținem de libertatea noastră cucerită. Thank you.
Ia poftiți în casă. Chiar vă rog. Doamne, cum mă trecare supărare. Am gătit și eu o lecuță căsuță, ca să nu mă râdă lumea. Liliți, dacă nu treci, mă supăr, zeu, mă supăr. Moș Vasile, dă-o matale ce stai în prag, Moș Vasile. Hai, treci și matale prag. Oameni buni, am gătit casă mare. Hai, treceți prag, oameni buni. Puneți-mă în casa asta. Doamne, cum îmbli mă tatată pe sus. De câte ori vede, atâtea ori mă sperie, niciodată nu te aud. Tu să luți, e că asta e din partea mea. Am vrut să cumpăr și orice oraș dacă nu ne-a ajuns. Ei, ce cheltui mă tale banii pe nimicuri, tată? Mm-hmm. Unde ai văzut azi musafiri? Să închini cu pahare atât de mititele, tată. Așa-i dată n-a fat că. Când omul face casă mare, se cheamă că trebuie să aduci tu ceva în trânsă. Apucază e ca un copil. Orice îi aduci, se bucură și o să țină minte multă vreme. Frumos, tată! Criticul de teatru Mădălina Dumitrache scria: punte imoabilă între două țări surori, limba română capătă noi rezonanțe pe scena Selei Studio de la Teatrul Național din București, în spectacolul Frunze de Dor, prezentat în cadrul tradiționalului proiect Teatru Românesc la București, Iași și Chișinău. Publicul amator de reconstituiri și redări ale lumii românești de dincolo de Prut gustă din fagurile de miere cu gândul la bunei, străbunei, despre noi cum eram în copilărie. Spectacolul Frunze de Dor se dovedește nu numai o duioasă redare a evenimentelor de după cel de-al doilea război mondial, ci și o radiografie a relațiilor interumane din Valea Răzeșilor, o oglindă a satului basarabean în care se reflectă tipuri umane, mult lirism, o puternică imagine plastică, dar și măiestria narrativă. Pentru a rosti câteva cuvinte în memoria scriitorului, invităm la microfon pe actrița care joacă în spectacolele Casa Mare și Frunze de Dor, doamna Margareta Pântea. Maestre, v-am adus busuioc. Știu că vă plăcea. Bine ați revenit acasă, bine ați revenit la casa de pe pământ. Știu că, de când vă cunosc, vă plăcea să reveniți acasă de pocroave. Pocroavele se apropie. Știu că vă plăceau toamnele. Toamna Dumnezeu v-a trimis pe pământ și toamna vă ia la ceruri. Mai știu că sunteți aici, ne vedeți, ne auziți. Mai știu că aseară ați fost la spectacol și Vasiluța v-a întâmpinat în rochie nouă. Nu știa sărăcuța că este pentru ultima zi pe pământ a tatălui ei. Florile le-a lăsat în avanscenă, pentru ca astăzi dimineață să vă bucure sufletul atunci când veți intra în teatru. Mai știu că în curând veți urca la ceruri și vă veți înfățișa în fața lui Dumnezeu pentru marea judecată.
Mai știu că judecata va fi aspră pentru dumneavoastră, pentru că chiar el a zis, cui se va da mult, mult îi se va cere. Cui se va da mai mult, mai mult îi se va cere. Ori dumneavoastră vi s-a dat mai mult și vi se va cere mai mult. Mai știu că deja pentru sufletul dumneavoastră nu mai contează judecata omenească. Pentru că cine suntem noi? Niște călători în această viață. Ca la final să mergem sus, să dăm un examen în fața celui de sus. Și acest lucru este mai presus de orice gând omenesc. Sunt sigur că veți trece în liniște acest examen, pentru că, după pilda talanților din Sfânta Evanghelie, când Dumnezeu a împărțit talanții, cuiva i-a dat 5, cuiva 2, cuiva 1, dumneavoastră vi-a dat pe toți 5. Ați știut să-i mulțiți și să-i dăruiți. Mai știu că omul moare atunci când moare ultima amintire despre el. Ori dumneavoastră ați lăsat multe amintiri. Vreau să cred că nepoții și strănepoții noștri vor lăsa aceste bogății nepoților și strănepoților lor. Mai știu că eu, ca om, nu știu nimic. Dumnezeu le știe pe toate. Dar știu că probabil ați vrea să ne spuneți ceea ce spune Vasiluța la finalul spectacolului Casa Mare. Ce aș putea eu să vă las? Păcatele mele, ca să mă țineți minte multă vreme. Am să vă las ziua asta de toamnă și aceste 4 viori, cu o periniță fără început și fără sfârșit, dar totuși frumoasă. Am să vă las cerul ăsta senin și bunul nostru pământ, cu văile și dealurile sale, așa cum le-am moștenit, așa cum le vom lăsa și noi ca amintire. Drum lin spre ceruri, maestre. Judecata să vă fie ușoară. Noi să trăim și să vă pomenim. Frați și surori, ce păcat că avem un singur pământ și un singur cer deasupra noastră. Dumnezeu să vă odihnească în pace, maestre. Fost cândva pe aici, cu mii și mii de ani în urmă, o mare limpede și blândă. O fi secat încetul cu încetul, s-o fi călătorit prin alte părți, dar s-a tot dus, lăsând câmpiei moștenire chipul larg cât o suflare de cer, cu valuri abia pe-a însemnate. O fi crescut pe aici odată de demult păduri adânci și dese, le-o fi ars vreun pojar, le-o fi pustit vreo furtună, dar s-au dus. Și numai pământul câmpiei mai mustește un dor străbun după ele, cercând în fiecare primăvară să lege un freamăt verde peste trupul său pârjolit. S-or fi înălțat pe aici, cândva de demult, un cârt de munți cu creste cărunte, răcorite sus în albăstrimea cerului. Vremea i-o fi măcinat, cu tremure mari de pământ le-or fi crăpat temeliile, dar s-au dus munții. Și numai păsările câmpii mai rătăcesc zile întregi undeva sus, printre nouri, căutând piscurile mândre de altă dată. Câmpia sorocei. Pământ
tocmit să poarte sute de ani, din sămânță în sămânță, gustul pâinii de secară. Grai mustos, ce se pricepe deopotrivă de bine a râde și a plânge, a mulțumi și a blestema. Un dor nătâng din moși strămoși, o fărmitură de joc nebun pentru care nu găsești nici picioare ca să-l depe, nici pământ să-l aștepți sub călcâie. Vitalie Rusu, cel care poartă în inimă toată tinerețea și zbucimul intelectualilor dintr-un secol devenit istorie, a jucat în spectacolele lui Ion Druță, a făcut lecturi din textele druțiene și l-a cunoscut. A împărtășit împreună și bucurii și succese și zile mai puțin bune. Cu un cuvânt de adio, vă invităm, maestră. Ce-i bădiță, Ione? E lung drumul până acasă, până la Baște. L-ai parcurs aproape 70 de ani. Chiar și în testamentul matale era scris acolo că dacă o fi să fie și nu o să-mi dăie drumul, incinerați-mă, lăsați una aici și una o puneți lângă cruce pe dealul, să rogi. Iată, aici e ultima lucrare. O lucrare excepțională. Sper că într-o zi am să o citesc totuși la radio. Știi, bădiță, trebuie să le spun oamenilor ce-i cu cartea asta. Această carte e editată în numai 100 exemplare, numerotate, nu urmărește obișnuita calea profitului cu orice preț. Odată și odată vițelul de aur trebuie pus la legătură și închis în ocol. E de ajuns cât a tot zburdat sub drapelul pieței libere, convertită totul în calea sa și convertind. Tot n-am să citesc, iată finalul. Nu știu dacă vom putea reveni la ceea ce se considera cândva normalitate, dar până una alta, fii ce cititor într-o țară civilizată trebuie să aibă în permanență dorința de a citi o carte pe care nu o poate găsi. O raritate, cu alte cuvinte. Lectură plăcută celor ce au cartea în mână. Domnul să vă aibă pe toți sub ramura bunăvoinții sale. E o îndruță. S-a vorbit tot despre congresul al treilea, s-a vorbit, dar a mai fost o nuanță. O să găsiți și o să puneți. Unii din mari poeți au spus că avem nevoie de grădiniță în limba moldovenească. Altcineva a spus că avem nevoie de școli cu predare în limba moldovenească. Dumneata, la acel congres l-ai apărat pe Grigore Vieru, l-ai apărat pe Mihai Cimpoi, l-ai apărat pe Aureliu Busuioc,
Ce să-i faci? Bădiță Ioane, Matalea a ieșit și tot așa simplu cum ești și profund și înțelept. Mi-e greu să spun cuvântul, ai fost. Cum ești? Fiindcă totul rămâne în opera Matale, înțeleaptă. Într-o convorbire de noastră, bădiță Ioane, fiindcă așa ne-am înțeles noi să-ți spun. Matale a spus că, mai Vitale, mai dapoi. De când am plecat din sat, nimeni nu mai spune bădiță. Și zici că să vezi cum o să vină lumea și o să vorbească. Totuși nu pot să nu rece din carte. Ce să-i faci, mai frate, firea? Suntem o turmă rătăcită, rămasă de multă vreme fără păstor. E dureros, dar a venit timpul să spunem lucrurilor pe nume. Mâine poate fi prea târziu. Suntem un popor sărac cu duhul, un popor nedemn, aș zice. Nu știm a prețui ceea ce trebuie prețuit. Ca să putem merge mai departe. Nu știm a cinsti ceea ce se cere cinstit. Ca să ne cunoaștem noi singuri, pe noi înșine. Nu știm a-l susține pe aproapele nostru în clipele grele. Pentru că în clipele grele, în cele mai grele clipe, să fim susținuți și noi. E o zi tristă. Ne vom aminti de Iondruță. Ne exprimăm respectul și gratitudine pentru că a scris despre ce suntem și de ce suntem. Rămas bun. Dumnezeu să te ierte.
un secret. Mai multă lume este noapte vieță decât ziua. Ei, da, vin tinerețe, vin narcomani, vin bieții, strașnică. Noapte, da? Da. Dar ce-i trai? Pe ce este bine? Și că trag scaune, pun aici, băutură, sete, țigări, răsărită. E strașnic. Da, spun te rog, înainte noapte s-a vrdeau lumină, iar luminat, acum nu mai e. Acum eu am ridicat întrebarea asta, mai alaltă ieri, acum numai lumina asta arde. Restul nu arde niciuna, le-am spus. Noi încă acolo, înăuntru cumpărăm pentru noi lampă, ca să avem, dar afară e zvinite. Da. Trebuie de pus. Aici tot muzeul trebuie să... Da, cum se subordonează muzeului sau... Muzeul. Muzeul se subordonează. Are 30, aproape 30, 29 jumate înălțime. E făcut în 2004, e dat în exploatare. O construit în timp de 1 jumate. 630 de scări până în vară. Și 100 de metri, cum spune, nadură, memoră, de la Nistru. Asta tot e ideea lui Trutnă. Da? Da. Ne credem să nu știi, da? A fost pe aici. Mă, ta ești. Am citit și eu testamentul, am auzit și varianta sa audio și contrar multor comentarii negative că uite, se transformă lumânarea în mauzoleu, că vor să facă nu știu ce, de fapt, maestrul Druță, dumneavoastră ierte, a fost foarte modest și nu a dorit să fie înmormântat nici în lumânare, nici în preajma ei, ci într-o poiană liniștită, într-o poiană mai jos de lumânarea recunoștinței, unde este crucea cea de lemn pe cele două masive de piatră și iată acolo în zona a fost găsită o poieniță în care își va dormi somnul de veci. Acolo este un loc liniștit, un loc cu un nucar alături și o zonă mai retrasă, așa cum a fost el mai retras de toată cohorta asta și lumea asta mondenă, hai să spunem așa, de aici din Basarabia și un loc în care demn își poate dormi somnul de veci. Cutia, mă știți, să le mortați la Soroca, știi unde e masivul cel de piatră, cenușuie pe care stă lumea. În fața lui este o mică poieniță. În poieniță cea mai aproape de masiv, aici o groapă îngropați, o movire acolo, fără monument, poate o gradă cândva. Poate o cruci de piatră, numele, atât. Dar plus de asta, eu aș vrea foarte mult și am zis eu, dacă m-a ajutat Dumnezeu în acesta, pe teritoriul cel amicuț, unde a trăit cândva Ciobanuș, se pune o mică livadă din pomii descriși de mine cei ce mi-a plăcut, dar n-am dovedit să-i sădesc. Lucar, sarcă, cireșa, sunt vreo 5 persoane. Și, sigur că s-ar putea de fianțat chestia asta, dar eu prefer să sădesc tinerii cititori. Așa cum va arăta livada, așa va arăta și literatura, și cititorii, și Moldova. Uite, asta e, am vizit.
Testamentul marelui scriitor Ion Druț a fost îndeplinit. Trupul neînsuflețit al scriitorului a fost adus la Soroca pentru a fi înhumat lângă lumânarea recunoștinței, după cum i-a fost și dorința. Mai mulți oficiali, oameni de artă, dar și simpli cetățeni au venit să-și a rămas bun. E o zi tristă pentru Moldova, așchi aceasta de pământ românesc, pentru că îl petrecem în veșnicie pe unul dintre cei mai mari scriitori români, care a fost puțin cunoscut, din păcate, a fost izgonit în anii 60 de către comuniști și a fost nevoit să locuiască la Moscova, pentru aceasta își găsesc păcatele. Dar el ne-a lăsat opere nemuritoare. Odată cu trecerea timpului, ne vom da seama ce mare prozator și dramaturg a fost Ion Druță. Aici e coloana infinitului, coloana nemuriei și memoria celor care au creat capodoperele noastre populare. Ion Druță a vrut foarte mult ca aici să se ridice această capelă și această coloană, fără de sfârșit, asemenea lui Constantin Brâncuș. Și este extraordinar. Am niște emoții, trăiesc niște emoții extraordinare pentru că a cerut în testament să fie mormântat aici, lângă coloana aceasta, lângă lunarea recunoștinței. L-am cunoscut personal de mulți ani, am predat opera și i-am citit din scoarță în scoarță toată opera din 66 când eram la facultate. Cunosc destinul dramatic al scriitorului. Pentru că în străinarea singurătatea l-a măcinat. El nu arăta, pentru că avea o fire țărănească, puternică, de rădăcină, de la țară. Dar a putut să supraviețuiască, ziceam, datorită nucului din sufletul lui. El a purtat în suflet țara, a purtat în suflet casa părintească, părinții, nucul de la poartă. Și capodoperele lui, Casa Mare, Povara Bunătății Noastre, Sfânta Sfintelor, Păsările Tinerețe Noastre, sunt puținele, nu le pot pe toate enumera pentru că lumea le cunoaște, dar e timp să ne întoarcem cu fața spre opera lui marelui Druț. Cred că merita în timpul vieții mai multă apreciere, dar asta a fost. Dumnezeu să-l odihnească, noi sărucenii o să-i purtăm memoria, pentru că și-a purtat pașul aici ani și ani de zile. Druțul este tot ce înseamnă pentru noi conștiință națională. Druțul este pentru noi tot ce înseamnă demnitate națională. El este lumânarea noastră. El a aprins în noi licul nădejdii el. Prin valoarea operii sale, prin puterea operii sale, Druțul este un clasic al literaturii nu numai române, dar al literaturii universale. Dumnezeu să-l primească, să-l odihnească în împărăția sa, alături de străbuni. Avșață vă lăsnim ochii cărășo. Jalcă, mi-e tot jalcă, eu nu-mi aud, dar și... Concord, nu. E o pierdere pentru noi, pentru toți, dar opera lui rămâne și probabil va rămâne atâta timp cât va exista acest pietic de pământ, fiindcă ce înseamnă opera lui Druță, unde majoritatea noi ne regăsim. A fost un om sufletist, foarte bun și pentru copii, și pentru cadrele didactice, pentru toți oamenii simpli, avea cuvânt și pentru cel sărman și pentru cel mai bogat. Și a fost Dumnezeu să-l ierte, că a fost un om foarte bun din toate punctele de vedere. Am rămas fără un pilon important din cultura neamului nostru. Mi pare rău că... Dar mă rog, asta este viața. Și mă bucur foarte mult că testamentul a fost îndeplinit. Și-a dorit acest loc. Și noi, sorocenii, suntem mândri că o să-l avem alături. Permanent și va fi lângă noi. Întristată prezență, să aprindem lumânarea recunoștinței în Casa Mare
a sufletelor noastre și să-L cinstim pe cel mai frumos și sfânt povestitor al literaturii române. Să-i cântăm lin și tihnit doina despre povara bunătății noastre. Iar dangătul clopotului din Biserica Albă să ne țină mereu în trezvie și în veghere amintirea despre marele scriitor și prozator Ion Druță, care astăzi a pornit pe drumul întoarcerii țărânii în pământ. Frunzele de dor au căpătat în această toamnă aromă de tămâie, ce aștern cu evlavie și cu nostalgie treptele lumânării recunoștinței. Dar și cu multă grijă, aceste frunze de dor înveresc mormântul care de acum în continuare secolilor va fi starețul și veghetorul acestui complex național, lumânarea recunoștinței. Dumnezeu să-L odihnească în pace și cu drepții pe vrednicul Său mărturisitor, Cel care astăzi a încheiat monumentalul roman al vieții sale, cuprins în mai multe volume, așezat cu grijă de către autor pe marginea, pe munchia sufletelor conaționalilor săi. Dumnezeu să-L odihnească cu drepții. Este de folos tuturor, ne dăruiești,
Odihnește Dumnezeule pe robul tău și lașează în rai, unde cetele sfinților tăi, Doamne, și repții ca luminători strălucesc. Pe adormitul robul tău odihnește, trecându-lui toate greșale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bucură-te curată ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup, spre mântuirea tuturor, că neamul omenesc a aflat mântuirea prin tine și noi să aflăm raiul, născătoare de Dumnezeu. Curată și binecuvântată. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule. Iar cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru odihna sufletului nou adormitului, robului Dumnezeu Ioan, și pentru ca să-i se ierte lui toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Dumnezeu să așeze sufletul lui unde toți drepții se odihnesc. Doamne, miluiește! Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lui de la Hristos, împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru, să le cere. Doamne, Doamne, miluiește! Că Tu ești învierea și viața și odihna sufletului nou adormitului robului Tău Ioan, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui Celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Odihnește Mântuitorul nostru cu drepții pe robul tău și însălășuiește pe dânsul în curțele tale, precum este scris, trecând ca om în greșalele lui, cele de voie și cele fără de voie, și toate cele într-o știință și într-o știință, iubitorule de oameni. Minunat este Dumnezeu într-o sfinții săi, Dumnezeul Israel. Odihnește, Doamne, sufletul adormitului robului tău. În cămările cerești, biruitorii mucenici, pururea te roagă pe tine, Hristoase, pe acest credincios pe care l-ai mutat de pe pământ, învrednicește-l să dobândească bunătățile cele veșnice. Odihnește, Doamne, sufletul adormitului robului tău. Cel ce ai împrumusețat toate, m-ai zidit pe mine omul, făptura amestecată din smerenie și din mărire. Pentru aceasta, Mântuitorule, sufletul robului tău îl odihnește. Odihnește, Doamne, sufletul adormitului robului tău. Locuitor și lucrător al raiului, m-ai rânduit din început, dar călcând porunca ta m-ai izgonit,
Pentru aceasta, Mântuitorule, sufletul robului tău îl odihnește. Odihnește, Doamne, sufletul adormitului robului tău. Cela ce din coasta a zidit la început pe Eva, strămoașa noastră, din preacuratul tău pântece, s-a îmbrăcat cu trup, prin care tăria morții, preacurată, a stricat. Odihnește, Doamne, sufletul adormitului robului tău. Mai întâi m-ai învățat prin multe minuni și semne pe mine rătăcitul, iar mai pe urmă însuți, umilindu-te ca un îndurat și căutându-mă, m-ai aflat și m-ai mântuit. Odihnește, Doamne, sufletul adormitului robului tău. Pe cel ce a trecut la tine, din stricăciunea aceasta nestatornică, învrednicește-l, Bunule, să locuiască cu bucurie în corturile cele veșnice, socotindu-l drept prin credință și prin har. Odihnește, Doamne, sufletul adormitului robului tău. Nimeni nu este fără prihană ca tine, preacurată Maica lui Dumnezeu, căci tu singură din veac ai zămislit în pântece pe adevăratul Dumnezeu, care a stricat puterea morții. Noi este sfânt precum tu, Doamne Dumnezeul meu, Cela ce ai înălțat fruntea credincioșilor tăi, Bunule, și ne-ai întărit pe noi pe piatra mărturisirii tale. Iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Sufletul adormitului lor Dumnezeu Ioan și pentru ca să-i se ierte lui toată greșeala ce de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Dumnezeu să așeze sufletul lui, pune pe-ți drept să-i se pune. Doamne, miluiește! Să-i se celui cel tare păcatelor lui, de la Hristos împăratul cel fără de moarte, Dumnezeul nostru să cere. Doamne, Doamne, miluiește! Și viața și odihna dormitului robului tău, Hristos, Dumnezeul nostru, de Te slavă înălțăm împreună și Părintelui tău celui fără de început, și prea Sfântului și bunul de viață, Dăgătorului tău, acum și bunurea și în vecii vecilor. Amin. Oh,
acela ce m-ai zidit și mi-ai zis că pământ ești și pământ vei merge. Într-o lumina feții tale, Hristoase. Și într-o îndulcire a frumuseții tale. De acesta cel ai ales, odihnește. Ca un iubitor de oameni. Plâng și mă tânguiesc când gândesc de moarte și văd în mormânturi zăcând frumusețea noastră cea zidită după chipul lui Dumnezeu, grozavă neslăvită neavând în chip, o minune, ce taină este aceasta, care s-a făcut pentru
pentru noi, cum ne-am dat stricăciorii, cum ne-am înjugat cu moartea, cu adevărat după porunca lui Dumnezeu, precum este scris, acelui ce dă adormitului odihnă. Într-o împărăție, mă pomenește-ne pe noi, Doamne, când ne veni într-o împărăția Ta, cei săraci cu Duhul, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Fericiți cei plâng, că aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei ce frumânse și însetoșează de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Pe tâncarul care a strigat ție pe cruce, pomenește-mă, l-ai făcut Hristoase, mai înainte cetățean al raiului. Pocăinței aceluia, învrednicește-mă și pe mine nevrednicul. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Cel ce ești stăpânul vieții și al morții, odihnește-n locașurile sfinților, pe acesta pe care l-ai mutat din cele trecătoare, care strigă, pomenește-mă când vei veni într-o împărăția Ta. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Cel ce ești stăpânul sufletelor și al trupurilor, în a cărui mână este suflarea noastră, mângâiere celor întristați, odihnește în latura dreptilor pe acesta pe care l-ai mutat. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că acelora este împărăția cerurilor. Hristos să te odihnească în latura celor vii și ușile raiului să ți le deschidă și moștenitor al împărăției sale să te arate și iertare să ți dăruiască de cele ce greșit în viață, iubitorule de Hristos. Fericiți când vă vor ocări pe voi și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, miște pentru mine. Să mergem să vedem în morminte că oase goale este omul, mâncare germilor și putreziciune, să cunoaștem ce este bogăția, frumusețea, tăria și potoaba. Bucurați-vă și vă veseliți, că plata voastră multă este în cerul. Auzim ce strigă Mântuitorul, vai de cei ce caută să vadă ziua cea înfricoșătoare a Domnului, căci aceea este întuneric, pentru că va lămuri toate prin foc. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Vă închin Tatălui Cel ce-a născut și purcesc, prin naștere și purcede fără început, slăvesc pe Fiul Cel ce s-a născut și laud pe Duhul Sfânt, Cel ce se lucește împreună cu Tatăl și cu Fiul. Și acum și pururea și-n vecii vecilor, amin. Cum izvorăști platele în pieptul tău pe șoară, cum
hrănești pe venitorul făpturii, de cum știe cel ce curățată de piatră, de soare de albi norodului celui setat, precum este scris. Omenește-ne de noi, Doamne, când ne veni într-o împărăția Ta. Să luăm aminte, înțelepciune, să luăm aminte, prochime-n glas al șaselea, fericită este calea într-un care merge astăzi suflete, că ți s-a gătit ție loc de odihnă. Fericită este calea într-un care merge astăzi suflete, că s-a gătit ție loc de odihnă. Între tine, Doamne, voi striga, Dumnezeul meu, să nu taci de către mine. Fericită este calea într-o care mergi tu astăzi, suflete, că s-a gătit ție loc de odihnă. Fericită este calea într-o care mergi astăzi, suflete, că s-a gătit ție loc de drepta, ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și locului tău. Din Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan Teologul, citire. Slavă ție, Doamne! Slavă ție! Să luăm aminte, zisa Domnul către iudeii care veniseră la dânsul, adevărat, adevărat, zic vouă, cel ce ascultă cuvântul meu și crede în cel care m-a trimis pe mine, are viață veșnică. Și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Adevărat, adevărat, zic vouă, că vine ceasul și acum este, când morții vor auzi glasul Fiului Dumnezeu, și care vor auzi vor învia, căci precum Tatăl are viață în sine, așa i-a dat și Fiului să aibă viață în sine, și i-a dat lui putere să facă judecată, pentru că este Fiul omului. Nu vă mirați de aceasta, căci vine ceasul în care toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși cei care au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei care au făcut cele rele spre învierea osândirii. Eu nu pot să fac de la mine nimic, precum aud judec, dar judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut voia mea, ci voia Tatălui meu, care m-a trimis. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Doamne, să ne rugăm! Doamne, miluiește! Domnul nostru Iisus Hristos, cu harul său cel dumnezeiesc, prin harul și puterea cea dată Sfinților Săi Ucenici Apostoli, ca să lege și să dezlege păcatele oamenilor zicând lor: luați Duh Sfânt, cărora le veți ierta păcatele, se vor ierta lor, și cărora le veți ținea, vor fi ținute. Și iarăși câte veți lega și veți dezlega pe pământ, vor fi legate și dezlegate și în cer. Iar de la dânsii și de la noi unul de la altul, primită să lucreze prin mine smeritul și nevrednicul slujitorul său, ca să fie iertat și acest fiu duhovnicesc Ioan. Dumnezeu să-l ierte. De toate cât e ca un om a greșit lui Dumnezeu, cu cuvântul sau cu lucrul sau cu gândul și cu toate simțirile sale, cu voia sau fără de voie, cu știința sau cu neștiința, și de a fost sub blestemul tatălui său sau al maicii sale, sau sub blestemul său a căzut,
sau jurământul a călcat, sau cu alte oarecare păcate, ca un om s-a legat, însă de toate acestea cu inima înfrântă s-a pocăit și a tuturor acelor puteri și legături să-l dezlege pe el. Dumnezeu să-l ierte. Iar câte neputință a firii le-a uitat și pe acelea toate Dumnezeu să-i le ierte. Dumnezeu să-l ierte. Pentru iubirea sa de oameni, cu rugăciunile prea sfinte și prea binecuvântate, stăpânei noastre de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioarei Maria, cu ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli. Și ale tuturor sfinților. Amin. Rămâneți să aducem ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, pe care primind-o într-un jertfelnic cu cel mai presus de ceruri, trimite-ne nouă harul prea Sfântului Tău Duh. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Sufletului nou adormitului, robului Dumnezeu Ioan, și pentru ca să îi se ierte lui toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Sufletului, unde toți drepții se odihnește. Doamne, miluiește! Doamne, Doamne, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lui, de la Hristos Împăratul, cel fără de moarte și Dumnezeul nostru, să cere. Dumnezeul Duhurilor și a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat și ai dăruit viață lumii tale. Însuți, Doamne, odihnește și sufletul nou adormitului robului Tău, Ioan, în loc luminat, în locul verdeaț, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală, să vârșește cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și viitor de oameni, iartă-l. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească. Numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în viață și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna sufletului nou adormitului robului Tău, Ioan, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului, și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea, și
și în vecii vecilor. Înțelepciune preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Cei acești mai cinstită de cherovimi și mai slăvită fără de asemănare de pe cherovimii, care fără strigăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, Dumnezeu noastră! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor, amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, preasfințite stăpâne binecuvintează! Cel ce a înviat din morți și are stăpânirea asupra viilor și a morților, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, cu ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, cu ale Sfântului și Dreptului Lazar, cel înviat a patra zi din morți, și pentru ale tuturor sfinților săi, sufletul acesta, nou adormitul Ioan, mutat de la noi, în corturile sfinților să-l așeze, în sânurile lui Avram să-l odihnească și cu drepții să-l numere, iar pe noi să ne miluiască, ca un bun și de oameni, iubitor, într-o fericită adormire veșnică odihnă dă, Doamne, sufletului nou adormitului, robului Dumnezeu Ioan și fălui veșnică pomenire. Veșnică pomenire. va moșteni pământul. Dumnezeu să te odihnească, Dumnezeu să te ricească. Să-l odihnească în pace. Dumnezeu să-l ierte. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Thank you.
Se pecetuiește mormântul nou adormitului robului Dumnezeu Ioan, până la cea de-a doua slăvită și iarăși venire a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Al Domnului este pământul, lumea și plinirea Lui. Din pământ ai fost luat, în pământ te vei întoarce. Dumnezeu să-L odihnească în pace. Dumnezeu să-L ierte. Dumnezeu să-L odihnească pe dreptul. Totul își făcea pe tăcute. Erau părinții, frații, surorile, prietenii mei. Tăceau cu toții ca pământul. Era vremea marilor tăceri. Tot pe atunci, prin 54 ale secolului trecut, primisem o cameră în căsuță de la Răscruce, despre care am mai scris. Pe masa proaspăt cumpărată, ce mai mirosea ca brad, scriam povestioare glumețe pentru ziarul la care mă angajasem, dar sufletul nu se liniștea în mine. Sufletul gemea, sufletul voia să pătrundă cumva în muțenie generală a neamului, o muțenie cu adevărat biblică. Și iată că, tot frământându-mă, deodată mă pomenesc scrind pe o foaie curată tăcerea pământului. Asta va fi cartea vieții tale, mi-a șoptit un cineva la ureche. Păi, mi-am zis, dacă această zămislire nemaipomenită mi-a picat așa de senin, mâine, poi mâine mă așez pe scris. Ușor de zis,
greu de făcut. Trec zilele, săptămânile, foaia rămâne doar cu titlul. În cele de urmă mi-a dat seama că e o zămâslire mult peste modestele mele puteri de scriitor începător. Trebuie să treacă timp, mult timp, poate o viață întreagă să treacă, ca să pot pătrunde în cei și se numește tăcerea pământului. Și trecut au ani, ani și ani, s-a încheiat un veac și a venit altul în locul lui. S-a încheiat un mileniu și în locul lui a apărut un alt mileniu. Dangătul de încheierea slujbei nu se auzea. Tăcerea pământului nu era realizată. Munca vieții nu era dusă până la capăt. Și ca din păcate, timpul scrierilor îmi trecuse, nu mai aveam putere. Mulți cred că după 90 de ani, rotungirea literilor cu o mână tremurând e o desfătare, o fericire nemaipomenită. N-au decât să creadă. Nu-i deranjați. Totuși, nemulțumirea de sine e o boală care te roade zi și noapte, roade până la os. Ca să scot cumva la capăt, mai cobor odată în Valea Spinoasă, care cu anii devenise o baștina mea alături de Orodește și satul cel nou numit Cândvodica Vodă, acum numit Miciurin. Mare este Dumnezeu. Pe vreme ce tot rătăceam prin ulicioarele sucite ale Văii Spinoase, la un moment dat a răsărit ca din pământ surdomutul firea văcară Văii Spinoase. De data asta, soarta mi-a dăruit unui erou care nu numai că era de o tăcere absolută, el era un monument al tăcerii. Și apoi, culmea, firea a apărut nu de unul sigur, ci împreună cu prietenul său din copilărie, bătrânul satului. Sărmanul surdomut venise cu noaptea în cap să-i se plângă bătrânului de marele nedreptăți ale acestei lumi. Dar modest din fire, nu s-a hotărât să-i strice bătrânului somnul și a stat la poartă o bună bucată de noapte, așteptând când bătrânul se va trezi singur și va veni la fântână după apă proaspătă. Iau tocul o foaie curată și rămân năucit. Cum să aștepte pe hârtie cei ce vede sufletul? Cum îi se poate plânge bătrânului un mut lipsit de darul cuvântului? Și cum îl poate liniște bătrânul pe cel ce nu aude deloc? Se poate face așa ceva pe lumea cealaltă? Când sper să ajung în curând și sufletul meu, dacă voi fi întrebat cu ce m-am ocupat în îndelungata viață ce mi s-a dat, eu voi răspunde că am scris o scenă de 6 pagini despre un surdomut care a venit să se plângă unui bătrân neputincios. Bătrânul l-a auzit, l-a liniștit și l-a ajutat să se împace cu lumea și a ajutat și lumea să se împace cu el. Spre completa mea uimire, cum nu mai am rotungit cele 6 păginuțe,
au și fost trase clopotele de închiere solemnă a slujbii. Și sufletul și casa mi s-au luminat ca niciodată. Restul baladei, celelalte 94 de pagini, ziceau deja gata scrise, veneau cum vine șuvoiul apelor care numai ce au rupt zăgazul. Împreună cu apele veneau și dangătele de clopote, veneau și veneau până nu au fost pus ultimul punct în baladă. Cititorii se vor fi întrebat, ce tot umblă druța acela cu dangătul încheierii slujirii? De unde am mai scos-o? Ce vrea el să ne spună prin asta? Dragii mei, ca scriitor creștin și liber cugetător, am conceput toată viața crearea operelor literare, adică crearea unei lumi necunoscute până la tine, vorba lui Nicolae Vasilievich Gogol, ca un act sacru, un act de slujire. Orice slujbă trebuie să aibă un sfârșit solemn, o închiere, o încunorare pe care de obicei o anunță un dagă de clopote. Principalul e să ai putere și răbdare să răzbați până la dangătul celălalt. Domnul m-a ajutat.